Marți, 8 martie, Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care se elimină plafonul maxim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului. Totodată, indemnizația va fi acordată până când copilul împlinește 2 ani. Persoanele care timp de 2 ani au realizat minim 12 luni venituri supuse impozitului beneficiază de concediu pentru creșterea copilului timp de 2 ani și timp de 3 ani pentru copilul cu handicap, prevede unul dintre articolele acestui proiect de lege. Deputații din Comisia pentru Muncă au stabilit de asemenea că indemnizația lunară pentru creșterea copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni lucrate din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului. Indemnizația minimă nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat, iar plafonul maxim de 3.400 de lei pentru indemnizația pentru creșterea copilului a fost eliminat. A fost eliminată și opțiunea pentru mame de a sta acasă un an sau 2 ani. Toate mamele pot sta acasă până când copilul împlinește 2 ani. Indemnizația se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere, mai prevede proiectul de lege. Potrivit acestia, persoanele care se întorc la muncă înainte de perioada la care au drept la concediu pentru creșterea copilului beneficiază de veniturile supuse impozitării, adică de salarii la care se adaugă un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din indemnizația minimă garantată. Prevederile acestui proiect urmează să intre în vigoare pe 1 iulie 2016.